mai devreme pe doamna Udrea. N-ar fi rău, poate, la un moment dat, când își va scrie memoriile doamna Udrea, ar fi bine să înceapă de pe acum, că vedeți ce se poate întâmpla, doamnă. Ajungeți la o vârstă dintre asta și ratați momentele esențiale, să începeți să-i treceți pe hârtie. Să începeți de pe acum să le scrieți cu nume și cu prenume, dacă nu vă mai amintiți numele sau prenumele, atâta cât ar mai rămas, porecla câte ceva. Că eu spun că să face un tom din ăsta, dar numai de numele astea pe care le puteți acuza de hărțuire sexuală, fără nicio problemă. Și numai din asta ar putea Elena Udrea să deschidă procese Europei întregi, numai României. Vă dați seama dacă la așa ceva, păi să vină în față politicianul, dacă are curajul vreunul să spună nu, să știți că eu am stat la 1,5 metri distanță de doamna Udrea și aveam și mască. 4 metri asta, domn Banciu. Eu că știam că, da, 4 metri, ca să fiu sigur, poate vreun politician din imensa era băsistă să vină și să spună, nu, nici nu cunosc, dar am trecut poate odată așa pe lângă dânsa. Dar totdeauna luam lifturi diferite, nu aveam nicio... Cum să faceți așa ce? Și absolut toți ar putea să fie trecuți pe lista asta. Toți, practic toți bărbații în această lume suntem în situația lui VJE în această seară. Bă, deci atenție, trecut 2 ani. Da? Cine dintre noi își mai poate aminti pe la vreo brutărie, pe la vreo patiserie, pe vreo plajă, da? Până un ascensor din ăsta, printr-o pivniță, pe la serviciu militar, pe la vreo plângere, da? Pe la vreo de-asta de impozite vreodată, că nu i-a alunecat și lui mână, în autobuz, în tramvai, și te trezești peste 2, 3, 5 ani cu câte o plângere de asta, numită, nu știu cum, toate au 4, 5 prenume, când e să te dea în judecată vreuna, și nu mă vezi. Ana, Florentina, Georgiana, și mai are și 2 nume de familie, îți trimite că te-a văzut ea, odată când ți-ai cumpărat vată de zahăr, da? Și ai stat de vorbă cu vânzătoarea aia și între timp când ea a trecut pe acolo să-i cumpere o tiribombă băiețelului, că era și măritat, avea și copii, dintr-o dată s-a simțit cu o stare de asta dezagreabilă, de a veni să te lovească cu parcul ăla în cap. Da, aia cu care te-ai dat odată pe trenuleț, da, amintiți-vă, domn Banciu, când v-ați urcat pe trenulețul respectiv și v-ați dat și noastră, că era interzis, numai copiii până la 5 ani, v-ați urcat noastră, că pretindeați că sunteți de la nu știu ce televiziune. Și v-ați dat acolo și eu eram aia care rupea biletele. Nu mai mi-amintesc. Nu vă mai amintiți acum. Vă amintiți numai ce vă interesează pe dumneavoastră la televizor. Cum e, bă, tată? Deci ia uitați-vă mai atenți în cutiile de poștă. 94 de ani, bă. Noi credeam că am scăpat. Că astea sunt de pe vremea lui Jane și a lui Tarzan. Eu, Jane, tu, Tarzan, pe vremea aia puneai mâna pe fund în junglă, nu te vedea nimeni. Cum să faci așa ceva, bă? Hai că este senzațional asta. Bun, mergem mai departe. N-aș mai fi mers, vă dați seama, puteam să vorbesc că brodesc până poi mâine pe știrea asta, care mi se pare absolut monumental. Aviz, da? Știți cui, da? Vreau să spun acum centenarului Ion Iliescu, că batem în lemn, mai are totuși Ion Iliescu, nu ajungem noi să-i numărăm suta de ani, dar în fine, poate la un moment dat totuși va ieși cineva între jurnalistele alea care lucrau pe la Casa Poporului, învârteau să ia interviul lui Ion Iliescu, nu acum 10-20 de ani, da? Poate totuși va reuși una la un moment dat, faceți-vă curaj, fetelor. Povestiți cum intrea Nea Ion, da, și voi erați plecate acolo să scrieți pentru redacție și va pleca Nea Ion să vadă dacă scrieți corect, gramatical, nu? Acolo, dacă tot erați în biroul lui, cum ar fi, bă, să ne trezim cu o sumedenie de astfel de plângeri. Domnilor, ajungem un pic în actualitate, dar ea nu este neapărat excepțională. 4 sau 5 decese până acum putem să le trecem în dreptul poliției române, care
sigur, de grija cetățeanului, s-a tot vorbit în acest weekend numai pe această temă, sănătatea românilor. Bine, și poliția, după cum se știe, și acum s-a demonstrat și cu fapte, da, lucrează, muncește pentru sănătatea românului. Bine, din prea plinul ăsta, din zelul ăsta extraordinar al poliției române, 4, 5, 6 persoane până acum au dat ortul popii și câteva cazuri, într-adevăr, strigătoare la cer. Un tânăr, de exemplu, a murit în timp ce fugea de un echipaj al poliției care a intenționat cu mijloace probabil din dotare. Mă duc odată și eu doar cu asta la altă. Poate nu mă prinde chiar în seara asta. Și nu m-am mai întors, bă. E, uite că ăsta săracul s-a întors, bă. Vedeți că nu-i bine să vă întoarceți din drum? 10 ani. A căzut de pe podeț. A trecut la fratele lui, se întorcea spre casă. A uitat declarația pe propria răspundere care îi trebuia pentru drum. Numai într-o țară ca România îți trebuie declarații pe propria răspundere la 10 ani. S-a întors la fratele său când a venit pe pod, ținea o mână, o hârtie A4 și o sacoșă de pește. Deci este cam poveștile nemuritoare. Podețul e făcut în scânduri, că doar nu o să fie făcut în fier forjat. Locuim totuși în România, da? Nu s-a construit niciun pod în 30 de ani, trainic. Mai lipsește câte o bucată și este foarte alunecos dacă se depune mâzgă. E probabil că el a călcat fix acolo unde lipsea scândura. A alunecat și a căzut în apă, bineînțeles nu știa să noate. Și a murit așadar în mână la 10 ani cu declarația pe propria răspundere. Evident, iarăși nimeni nu va fi vinovat. Sfârșit tragic pentru un bătrânel din Huș, județul Vaslui, fraților, bărbatul 65 de ani, a murit de foame și de frică, singur acasă, nemai având curajul să iasă din locuință, pentru că n-avea unde să-și tipărească declarația pe proprie răspundere. O descoperire macabră făcută de o vecină care din când în când îl mai îngrija, îi mai aducea de mâncare. În demnitatea lui, sunt români demni, da, există și așa ceva, omul a zis mai bine mor decât să mă duc să mă calce analfabeții ăștia în picioare și n-a mai ieșit, bă. Nu-i dăduse statul, bineînțeles, nicio șansă, pentru că nu avem cu toți posibilitatea să ne tragem. Da? Declarația respectivă era pe un site, aia pe care o aveam și eu, de o am înregistrată pe telefon, am descărcat-o de undeva. Sigur că omul o să spuneți acum, dacă nu mai contează, păi de ce n-a scris-o de mână? Pentru că era corect. Și a zis, băi, dacă tot nu pot să o scot de acolo, eu nu ies. Nu ies că nu vreau să mă fac de râs. Am 65 de ani, sunt om serios. Și asta și până a crăpat, a murit de foame. Evident, nimeni nu este vinovat pentru că, vă repet, poliția și guvernul Orban muncesc pentru sănătatea cetățeanului român. Da? Termen care a circulat peste tot în acest weekend. Aș face doar o mică precizare aici. Și o să vedeți că vom fi cu toții repede de acord. Doamne, în momentul când a venit pleașca aia de la Curtea Constituțională, că cuantumul amenzilor nu este constituțional și că va fi va amenda toată această ordonanță, aia este nulă și neavenită, a venit imediat răspunsul autorităților. Noi nu ne-am așteptat să fie atât de dur, n-am crezut că acești oameni pot fi atât de mizerabili. Ei ce au făcut? Au arătat cu degetul tot ce avea România mai sus. Da? Ca pe vremea Codruței Chioveși, când toți infractorii dădeau vina pe ea, acum au arătat cu degetul către Curtea Constituțională a României pe principiile astea. Domnule, păi acolo sunt niște PSD-iști. Acolo sunt mai mulți puși de PSD. Da, ok, da, e Curtea Constituțională, acolo mai contează cine te-a pus. Deci nu trebuie să-i duci omului chiar și asta în minte. Domnule, și ăia sunt niște escroci ca la poliție, că cine știe cine i-a pus. Nu, când a ajuns judecătorul la Curtea Constituțională, nu mai contează ce partid te-a numit. Sau așa ar trebui să fie. Ce vroia să vă spun însă? Dacă erau oameni care vegheau la sănătatea noastră, trebuiau să spună fix așa. Ei au zis așa. Dom'le, această Curte Constituțională de doi bani îndeamnă poporul la anarhie, la nesupunere, la zădărnicirea acestor măsuri pe care noi, alături de cetățeni, le-am luat cu trudă și am reușit să oprim acest virus, extraordinare rezultate. Da, domnule, ok. Dar dacă era chiar așa, știți cum trebuia să o formulați? Dragi români, suntem chit. Noi am reușit
cu ajutorul noastră, pentru că v-am dat aceste sancțiuni înfiorătoare și abuzive să vă ținem în casă paștele mamilor voastre, dar uite că acum a venit Curtea Constituțională și ne-a dat peste bot. Dar nu-i nimic, gunoaielor, pentru că noi nu vroiam să luăm bani. Noi vroiam să vă păstrăm sănătatea intactă, ceea ce am reușit. Chiar dacă ați stat de frică jigodiilor în casă, ați stat. Pe noi nu ne interesează banul. Că doar nu cumva să credeți că sănătatea cetățeanului era mai importantă decât 120 de milioane de euro cât vroiam noi să furăm. Nu, stați liniștiți. Poate chiar mai bine așa. Curtea ne-a luat șunca din fasole, dar haideți să ne bucurăm că ați stat în casă nemernicilor și nu s-a întâmplat nimic, n-a murit nimeni de ciuma asta. Așa trebuia să vă prezentați. Nu, voi v-ați dat arama pe față și ați zis, o, nenorociții, păi da, i-au îndemnat. Unde scrie în textul, care deocamdată nici nu există, n-a venit motivarea curții. Dar unde ați citit voi că această curte constituțională îndreamnă la anarhie? Unde ați citit voi că această curte constituțională ne trimite pe noi pe stradă? Nu, 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 nu respectați, duceți-vă, bă, toți în parcuri. Unde scrie asta? Nu scrie nicăieri. Scrie că nu este constituțional cuantumul, că era abuziv, era de 10 ori mai mare decât putea un pensionar să plătească. Vă reamintesc că 100.000 de pensionari au fost amendați. Asta spune Curtea Constituțională PSD-istă, penelistă și cine mai e acolo, proștilor. Dar nu mai încerca să-i păcăliți pe oameni, nicăieri nu s-a scris acolo și nu se va scrie niciodată. Nu, domnule, noi îndemnăm cetățeanul să nu asculte de stat, să nu asculte de autorități, să-și vadă de treaba lui. Unde scrie asta, bă? Scrie un singur lucru, că aceste amenzi n-aveau o justificare. Nu se bazau pe nimic. Erau la discreția agentului din stradă care te abuza. Da? Și tu n-aveai nicio cale de atac sau de apărare după caz, decât să te duci în instanță. Unii nu-și permit nici asta. Asta zicea. N-am auzit niciun jurnalist să oprească de la cuvântare vreun guvernant și să-i spună asta. Domnul, n-a spus niciodată, nu mai terfeliți Curtea Constituțională a României, că mai sus de atâta n-avem nimic în țara asta. Că ne convine că nu, asta este, bă. Un judecător, fie că e pus de PSD, poate să judece mai bine decât un PSD-ist sau un penelist cu 7 clase. Să fie clar. Ai ajuns acolo, asta e meseria ta. Că le-a dat lor peste bot și au venit și ne-au făcut, ne-au umilit încă o dată tot acest weekend, spunându-ne aceleași bazaconii. Nu, 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 pe noi sănătatea. Păi dacă sănătatea v-a interesat, dați-o dracului de amendă că suntem sănătoși. Asta trebuia să spuneți. Și de aici înainte, trudiți-vă, da? Și fac acum la ora asta, asta fac toți neghiobii ăștia, încearcă să găsească o portiță, o supapă cu starea asta de alertă care va începe pe 15 mai să ne poată amenda conform legii. Ei nu s-au gândit la asta, că noi am citit paragraful. Da, nu scria decât că se vor amenda contravențional. După care, mult mai jos și în cu tot o altă ordonanță erau, dar era trecut cuantum. Nu se preciza nicăieri pentru cei 2000, pentru cei 5000, pentru cei 10000, pentru cei 20000. Nimic. Era la latitudinea agentului care după aia venea cu procesul verbal. Vișanul ăla de șef al lui, Dorel Vișanul ăla, zice, ce-ai dat, băi, te-a dat 2000? E, uite, 10.000, mă. Ce-ai dat 2000? Nu ți-a vorbit urât? Ba da, nu. Și atunci, tu-i dai 2000? Păi da, dar știți, ce să aibă mai avea pe dracu? Eu sunt șeful tău, bă. Să trăiți, domnul. Și domnul șef! Să trăiți, domnul șef. Așa, mă, boule.